Dragilor, și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Am fost până la Lidl, voiam să cumpăr lapte și cafea pentru că nu mai aveam și mai căutam ceva din săptămâna de lux. Am văzut la o fată pe YouTube, dar se pare că nu am găsit. Nu au fost nici data trecută, deci înseamnă că sigur ele au nu au fost la noi în magazin, pentru că eu nu le-am văzut niciodată. Dar haideți să vedeți ce am luat acum. Eu am fost după laptele Ludmilei, lapte fără lactoză pentru că are intoleranță la lactoză. Am luat decât două, nu iau mai mult pentru că nu vreau să se strice și mai bine cumpăr atunci când am nevoie. Am cumpărat și niște aripioare de pui. Sincer, carne de pui nu aveau, dar le-am cumpărat pe acestea. M-am gândit că vreau să fac de seară niște piure cu pulpe, cu aripioare de pui la air fryer și le-am luat pe acestea pentru că mi s-a făcut poftă de această cremă de brânză care seamănă foarte, foarte mult cu almete. Mie îmi place să o pun și în piure. Dar am văzut o rețetă la Alina Rei cu această cremă de brânză și cu ouă bătute făcute omletă. Este o bunătate, deci mi s-a părut cea mai bună. Știți că am mai cumpărat și această cremă de lux, o brânză de lux de fapt, de la cu crevete și usturoi. Mie îmi place. Deci este foarte, foarte bună. Pe celelalte nu le-am încercat, doar această, cred că nu le-am încercat, să nu mai țin minte, doar această variantă am încercat-o și mi-a plăcut foarte mult. Am găsit în sfârșit și creme brulee pentru că nu mai găsisem de ceva timp și am găsit, le-am găsit în sfârșit. Știți că data trecută nu le-am găsit, acum le-am găsit. Nu știu cum se procedează. Și tot de la săptămâna de lux am mai cumpărat un unt din acesta cu sare de mare. Nu mai țin minte dacă l-am încercat, dar cred că l-am mai încercat și cred că a fost bun, nu știu. Oricum este unt ce poate să fie. Și am câștigat și aceste cuchiuri. O să le mănânce tătic de bebe pentru că eu nu sunt mare fană a dulciurilor. Și mai ales că am cumpărat câțiva cozonaci de la Boromir pentru că am zis să fac, cinste de ziua mea. Am mai cumpărat un bacon din acesta afumat, este preferatul meu, printre preferatele mele, dar acesta mie îmi place să-l mănânc pur și simplu așa crud. Poate ziceți că sunt nebună, dar mie așa îmi place. Iar baconul meu preferat este de fapt acesta. Cu un ou în tigaie, cartofi prăjiți, wow, este o delicatesă. Îl folosesc cu mozzarella și bacon și roșii. Am mai cumpărat roșii pe care deja le-am pus. Castraveciori cornișon, să știți că sunt foarte buni. Mi-au plăcut, deja am mâncat din ei și mi-au plăcut. V-am zis niște roșii cherry și am cumpărat și niște ridichi care deja s-au ofilit. Astea le-am cumpărat aseară. Deci că uitasem să vă spun ce e mai important și ce am mai cumpărat după al doilea lucru după care am fost. Cafeaua mea preferată 3 în 1. În ultimul timp am început să beau mai puțină din aceasta pentru că merg la sală și în diminețile când merg la sală îmi cumpăr cafea de la Tonomat. De ce să zic? Este foarte bună și îmi cumpăr de acolo. De aceea nu prea mai consum atât de multă. Dar în diminețile când stau acasă, beau destul de multă. Deci beau în jur de 4 pliculețe pe zi. Asta înseamnă 2 cafele pentru mine. Asta a fost tot. Eu vă mulțumesc mult încă o dată pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pupici! O zi sau seară minunată să aveți! Pupici!